iacturilor la schimbarea formei de guvernământ, dar nu s-au înțeles nici acum cine să fie premierul. Pare să fie singurul motiv de blocaj, motiv real, în ciuda a ceea ce spun PSD-iștii și liberalii, și anume că nu se discută funcții și ministere, ci armonizarea programelor de guvernare. La cum arată lucrurile, totul se desfășoară pe două coordonate. Prima este că Florin Câțu insistă că numai el poate fi premier. Deși PSD nu vrea asta, deși cea mai mare parte din PNL e exasperată deja, el insistă. A doua este că PSD negociază foarte dur, cere foarte mult, pentru că vrea să vândă intrarea la guvernare ca pe o adevărată revoluție pe care o va produce în toate domeniile, de la creșterea pensiilor și alocațiilor până la sănătate și educație. Puneți-le pe cele două împreună și veți vedea cât de greu este de depășit blocajul. Cât mai stăm așa? Asta e întrebarea. Căutăm răspunsul astă seară la Actualitatea. Sunt Tudor Mușat, bine v-am regăsit. În ultima zi de negociere, sau ceea ce ar trebui să fie ultima zi de negociere cu PSD pe tema programului de guvernare, liberalii au dat de înțeles că pot ceda în multe privințe în favoarea socialdemocraților. Par să se fi blocat însă în chestiunile majore. Taxarea, desființarea secției speciale din justiție, ca să nu mai vorbim de numele premierului. Am început negocierile cu Partidul Social Democrat în jurul unei guvernări liberale. Dacă din aceste negocieri venim cu altă soluție, vom merge în partid și vom cere acea soluție. De altfel, varianta Nicolae Ciucă premier nici nu mai este pe masa discuțiilor. Dacă voi veni cu acea variantă din nou pe masă, o voi spune atunci. N-are sens să ne gândim acum. În ultima zi de negocieri între PNL, PSD și UDMR pe programul de guvernare, încă mai sunt multe capitole de pus la punct unde liderii celor trei partide nu s-au înțeles. De pildă în ceea ce privește desființarea secției speciale sau taxa pe bogăție susținută de PSD. Dacă acele active, care la unul le spun de lux, au fost achiziționate legal, s-au plătit impozite, se plătesc taxe la ele, nu este niciun motiv pentru a veni cu o suprataxă. Poziția penală este foarte clară și aici ar trebui să fim toți foarte clari și transparenți. Această secție specială a fost înființată de Liviu Dragnea. Că e momentul să spunem la revedere. Anterior declarațiilor lui Florin Câțu, președintele PSD, Marcel Ciolacu, spunea și el că sunt încă multe puncte divergente. Totuși, în ciuda divergențelor de opinie, președintele PNL se arată optimist în ceea ce privește formarea noului guvern. Eu sper să fie totul în acest weekend, să avem un guvern săptămâna viitoare. Păi salut pe invitație ediției, Cristian Diaconescu, președintele Partidului Mișcarea Populară, în platou. Bună seara! Vasile Dâncu, președintele Consiliului Național PSD, în legătură cu noi, de asemenea editorialistul Alexandru Lăzescu. Domnilor, bună seara! Mulțumesc foarte mult! Cristian Diaconescu. Bună seara! PSD nu vrea ca Florin Câțu să fie premier. Florin Câțu vrea, insistă ca el însuși să fie premier. Între timp se discută de sexul îngerilor, despre taxarea iacturilor, cine are dreptul să fie impozitat sau să fie scutit de impozit și așa mai departe. Cine ne scoate din blocajul ăsta? Tot domniile lor, cei care democratic au majoritatea în Parlament. Între timp nu există buget. Deci la anul, inclusiv bugetul asigurărilor sociale va avea de suferit, atenție la pensii din acest punct de vedere și asistența socială, 1 pe 12 din actualul buget va putea fi cheltuit la anul. 20 de obligații în cadrul PNRR trebuiau îndeplinite până la 31 decembrie acest an. 20. Una e o strategie anticorupție, de exemplu. Sau finalizarea procesului de informatizare a ANAF la nivelul teritorial. Mii și mii de zone digitale. În această perspectivă, sectorul privat, o comisie de monitorizare privind sistemul de pensii, obligații pe care și le-a asumat România și pe care nu le poate schimba, ca lucrurile să fie clare. Deci, în paralel cu aceste probleme care trebuiau rezolvate de ieri, avem această situație politică de azi. În continuare, ceea ce, din păcate, așa cum arată realitatea, rămâne valabil, nimeni nu vrea să gestioneze interesele României. Domnule Dâncu, varianta Nicolae Ciucă nu e pe masă, ne spune Florin Câțu. Sigur că asta probabil că stârnește tot felul de tensiuni în PNL, dar probabil că stârnește și nedumerire în PSD, mă gândesc. Din ce știam, domnul Ciucă ar fi fost singurul premier, posibil premier liberal, acceptat așa foarte, foarte ușor, sau mult mai ușor decât alții, de către colegii dumneavoastră.
Nu ne-am blocat în această chestiune, pentru că până la urmă cel mai complicat lucru este să compatibilizăm un program de stânga și unul de dreapta. Și asta am făcut în aceste zile. N-am vorbit chiar despre sexul la îngeri, pentru că am vorbit despre sănătate, despre educație și astăzi am avut discuții serioase. Deci, astea sunt lucruri importante, cred eu. Chiar dacă pentru presă nu pot să-și furnizeze știri senzaționale. Aici e o chestiune cât se poate de practică, iertați-mă. V-ați înțeles asupra fiecărui punct mai puțin cine o să conducă acest guvern și ar trebui să credem că nu e unul din cele mai importante lucruri? Nu este unul din cele mai importante lucruri. Există mai mulți oameni care pot să fie premier, poate să fie de la PSD sau de la PNL, poate să fie un independent. Deci există mai multe soluții. Credem că programul, partitura este importantă, după care va juca acest premier, după care va conduce. Până la urmă, președintele României propune premierul și noi vom merge cu toții cu propuneri. Nefiind o întâlnire cu președintele României fixată decât atunci când avem deja soluții la marile noastre deosebiri, să spunem, de program, atunci se va hotărâ și acest lucru. Nu cred că este cel mai important lucru în acest moment acesta. Și mergem destul de accelerat. În 3 zile am terminat. Noi în seara asta am terminat deja negocierile pe program. Avem câteva litigi în mod firesc pe care le vom discuta mâine, probabil, și vom încheia și cu acestea. Deci nu cred că suntem în întârziere din perspectiva acestui plan pe care l-am făcut noi. Stați că ne întoarcem imediat la litigiile alea să vedem cu ce au legătură. Alexandru Lăzescu, chiar nu e important cine dirigează partitura asta, pentru că în funcție de cum o dirigează, eu știu, intensitatea ei e mai mare sau mai mică, măsurile de acolo sunt aplicate într-un fel sau altul, nu? Sigur că așa e, până la urmă, de altfel și Florin Câțu navighează cumva în direcția încercând să-și rigite singur la fileu mingea. Acum, părerea mea este că părerea importantă este a președintelui și Florin Câțu nu are așa o mare influență în PNL, din contră, cred că e destul de izolat, are o percepție publică foarte jos. Cred că nu poate... Amuzant și trist în același timp să spui asta despre președintele partidului. Sigur că așa e, dar ideea este că cred că până la urmă totul se va merge totuși pe ce va vrea Klaus Iohannis, pentru că până la urmă tot Klaus Iohannis l-a pus pe Florin Câțu în fruntea partidului și a creat toată această problemă pe care o vedeți astăzi cu excluderi, cu plecări, cu tot felul de lucruri din PNL. Nu discutăm acum despre asta, dar ce vreau să spun este că nu cred că din această perspectivă, lucrurile vor fi tranșate în mare parte, cred, la Cotroceni și cred că președintele va trebui cumva să vină cu o soluție din acest punct de vedere care să fie convenabilă PSD-ului până la urmă. Da, are legătură rezistența asta manifestată de domnul Câțu cu temerea că va fi și mai izolat în partid decât ziceți dumneavoastră dacă nu o să fie premier? Adică o să existe acolo un pol de putere și el o să fie polul de putere mai mic sau nu o să mai fie un pol de putere? Singura șansă de care el de asta se și agață foarte tare e asta de a fi prim-ministru. Mie mi se pare că probabilitatea e quasi zero ca el să reușească. Odată este o poziție și la PSD și nici la Cotroceni și nici în interiorul partidului nu e un mare entuziasm pentru această chestiune. Sigur că ei s-au trezit cu un președinte așezat așa cam cu mâna. Mă rog, asta a fost povestea din PNL. S-au chinuit luni de zile ca să ajungă în situația de acum. Dar dincolo de povestea asta, cred că n-are șanse și sigur că el e quasi sacrificat, pentru că în momentul când nu mai e nici... Se va căuta, știți, e principiul lui Peter, care spune că a ajuns la un moment dat la un nivel și se caută așa o soluție de a fi plasat undeva, până când probabil un alt congres PNL va tranșa acest lucru. Dar nu cred că... Sigur că el așa e central, ajunge, vine, dă declarații. Dar în realitate capacitatea lui de a impune, de a se autoimpune până la urmă, că asta își dorește. Vedeți că a venit și scandalul ăsta cu certificatul verde, care mai mult e ca să câștige timp decât ca să rezolve ceva. Da, asta e situația. Pare că destinațiile astea unde ar trebui să fie plasat, cu ghilimele de rigoare, Florin Câțu, nu sunt ceea ce îi convine domnului Câțu în momentul ăsta. Domnul Câțu vrea să fie ori interimar, cine știe câtă vreme, la cum arată lucrurile, ori să fie realmente, să tragă de timp atât de mult, până când cineva totuși acceptă
ca domnia sa să fie premier. A intrat PNL într-o capcană aici, pentru că spune că trebuie să fie președintele partidului propunerea de premier. Spune nici că nu acceptă variantele prin rotație. Da, posibil. Observați însă că ne ducem cu discuția într-o nișă. Mie mi se pare, în legătură cu funcționarea sistemului politic într-un stat, NATO și UE, că este mult prea personalizată. După părerea mea, partidele politice, în situația complicată prin care trecem, trebuie să se convingă de faptul că își asumă o majoritate care, în mod clar, le va aduce costuri politice, dar nu e așa atunci când vin în fața electoratului, spun agenda cetățeanului prevalează. Iar pe de altă parte, de la partidele politice, indiferent care, să apară, pentru că toate au, acei oameni capabili să ducă la bun sfârșit. Deci discutăm pe paliere, sigur, programul de guvernare în primul rând, discutăm pe paliere, dar cine implementează? Ministrul Sănătății, nu numai el, ce plan are în legătură cu sistemul de sănătate? Cel de la finanțe aderă la planul ministrului de sănătate, indiferent de la ce partid? Și în acel moment putem vedea o voință politică, într-adevăr, înăuntru partidului, și o perspectivă de eficiență. Ori din această perspectivă, iertați-mă, am văzut acea tip de disociere, slavă Domnului că s-a renunțat comunicațional la ea, nu putem face un guvern politic. Hai, domnule, să facem un guvern de specialiști. Deci, per a contrario, guvernul politic nu e unul de specialiști. Părerea nu faci decât să consolidezi o percepție negativă exact, în societate raportat la, exact, la politicieni. Și atunci rezumăm la persoane, la aspirațiile lor, la economiile din interiorul partidelor, care nu întotdeauna reflectă ceea ce se întâmplă în viața reală. În acest moment, datorită unor crize și datorită unor situații extrem, extrem de complicate, cred că prevalența ar trebui să fie pe profesionalismul politicienilor și din partidele politice. Probabil că există și această asta în ceea ce privește ministrii, dar, domnule Dâncu, mă întorc la dumneavoastră în ceea ce privește persoana premierului, totuși. Înțeleg că există această linie roșie de care, peste care PSD nu trece. Premierul nu poate fi Florin Câțu pentru că l-ați demis prin moțiune de cenzură. Și atunci ar fi o notă proastă pentru PSD să-l reaccepte cum ar veni. Și totuși, cum se poate ieși din blocajul ăsta? Din blocajul ăsta vom ieși cu siguranță. Prin partidele vor găsi o soluție și eu nu cred că acesta este cel mai mare pericol în acest moment. Important este ce spunea domnul Cristi Diaconescu înainte și lucrurile peste care am trecut, de exemplu, cum să cuplăm politicile ministerelor așa încât, indiferent dacă este minister PSD sau condus de PNL, să poată participa la campania, de exemplu, anti-pandemie, astfel încât, de exemplu, am stabilit că nu vom mai avea 7 ministere care se ocupă de conducerea, de managementul campaniei de vaccinare, ci una singură, o singură actor, care este Ministerul Sănătății, așa cum ar fi trebuit de la început, nu? Bucăți din armată, bucăți din ISU și alte lucruri. Toate măsurile care sunt legate de învățământ în această perioadă, de sănătate și care sunt urgente, se discută tot timpul împreună cu Ministerul de Finanțe și cu execuția bugetară pe masă, deci se găsesc soluții care aș putea să spun... Și litigiile atunci în ce constau? Că vorbeați de niște litigii care trebuie soluționate în acest weekend. Da, sunt lucruri care țin de lucruri pe care partidele și le-au asumat în timp și au devenit un fel de ideologie, chiar dacă nu sunt neapărat foarte importante, cum este SIJ-ul, să spunem. Despre SIJ vom discuta probabil mâine și vom vedea cu adevărat cum a funcționat până acum, ce urmează să facă și așa mai departe. De asemenea, creșterile pe care le avem în acest moment, gândite fiecare din partid, creșterile la pensii, la alocații, avem niște intervale în care vom hotărî mâine împreună cu finanțiștii și cu cei care au făcut deja proiecțiile ieri, astăzi, au făcut proiecții de buget. Pentru că nici noi de la PSD nu suntem iraționali să dezechilibrăm România prin lucruri fanteziste sau prin lucruri gândite. Bun, și cu chestiunea asta în ceea ce privește creșterile, înțeleg, de alocații sau pensii, dar în ceea ce privește filozofia de impozitare sau de taxare, lucrurile cum rămân? Că și aici pare că insistați foarte mult pentru această taxare a averilor și pentru impozit progresiv. Acum vreau să fiu sincer și fiecare am văzut lideri
liderii noștri și, sigur, colegii mei au ieșit fiecare vorbind mai mult pentru electoratul lui. Este o perioadă în care își adaptează fiecare electoratul la noua realitate. Cu siguranță că vom găsi soluții. O impozitare progresivă sau o impozitare cu mai multe cote se va face cu siguranță în anii următori. Nu putem face dintr-o dată. Nu putem gestiona un sistem, de exemplu, progresiv de mâine. Nu avem nici infrastructura pentru a gestiona asta. Evident că înțeleg eu că e important, iertați-mă, să puneți tema pe agendă, să se audă că o puneți pe agendă, chiar dacă nu e neapărat un element de negociere imediată. Nu, este o temă importantă pentru că noi am făcut un proiect pe termen mediu și lung. Nu vorbim despre 6 luni, ci vorbim despre 4 ani, ne-am gândit și la 7 ani ce vom face. Deci sunt proiecte pe care încercăm să le gândim împreună. Sigur că nu înseamnă că tot ce gândim de la 1 decembrie sau de la 1 ianuarie, dar și coaliția noastră politică va merge pe etape și încercăm să găsim soluții pentru viitor. Vedem ce putem să facem imediat și ce putem să facem în 6 luni, ce putem să facem într-un an. Încercăm să mergem de la nevoile populației spre ideologiile noastre, că dacă o luăm invers, atunci nu ajungem nicăieri. Va fi greu să negociem. Dacă îmi permite să fac o adăugire, mai uitați respectos domnul Adilăzescu, doar o adăugire la ce a spus domnul Vasile Dâncu, pentru că eu aș vedea în continuare ce a spus domnia sa, că poate ar fi necinstit, bun, să considerăm acum că sunt frecventabili pesediștii dacă devin peneliști, dacă devin de dreapta. Și să-i considerăm frecventabil pe peneliști dacă devin de stânga. Da. Nu, este imposibil. Problema este, dacă vedem o analiză cât se poate de simplă, care e coloana de nevoi, de probleme, de la factura la energie până la a vedea ce s-au făcut cu împrumuturile pe care le-a contractat această țară, și ei să reușească să facă un compromis, nu total, că nu vor face, nu se va întâmpla așa ceva. Haideți să fim clari. Dar un compromis în așa fel încât să ajungă la un modus vivendi, dacă vor să guverneze, repet, nu sunt eu îndreptățit să fac o astfel de îndrumare, dar să găsească un compromis în propriile platforme care s-ar putea să nu se potrivească exact cu nota fundamentală a PSD-ului sau a PNL-ului, să-și așeze niște oameni profesioniști care să ducă la îndeplinire acel tip de schemă. Nu sunt eu deștept. Am văzut cum se înțelegeau SPD-ul și CDU-ul în Germania, deci dreapta și stânga, întocmind un document de 121 de pagini, în care lăsau politica la o parte și știți cum arăta titlul? Program de administrare a Germaniei. Și vedeți întâmplându-se, exact, replicându-se asta la noi? Asta e întrebarea. Mi-aș dori. Program de administrare a Germaniei pentru următoarea perioadă. Și dușmanii politici din campanie rămâneau polarizați politic, dar reușeau să deceleze partea de execuție către țară. Da, vă sperie ideea asta de 7 ani? Sunteți partid de opoziție în momentul ăsta, extraparlamentar, dar ideea e ce se mai alege de viața politică românească când două formațiuni mari își fac planuri, nu știu cum să zic, e un monopol, că nu-i duopol, e un monopol dacă se combină. Și atunci ce se întâmplă în politica românească? Da, mi se pare un anume tip de... dacă dânsii sunt serioși, este în regulă. Prin rotație, de exemplu, și nu fac nicio analogie, Doamne ferește să întâmple așa, prin rotație, de exemplu, Republica Iugoslavă a intrat în criză, pentru că președinția se stabilea tot așa, prin rotație. Și la un moment dat, principiul n-a mai funcționat și s-a rupt totul. Deci dacă nu e doar un debușeu pentru a acoperi în comunicare publică un anume tip de suspiciune a electoratului, și dacă chiar există determinare din această perspectivă, nu am un precedent, deci nu știu să vă spun, atunci poate fi, poate nu 7 ani, poate ceva. Nu înseamnă că nu o să mai fie alegeri, o să fie, dar rezultatul e dinainte cunoscut dacă există parteneriatul ăsta. Ieșim pe primele două locuri, ne combinăm, avem majoritate de 70%, la revedere ceilalți. Mai ales în teritoriu, nu cred că vor putea să acopere toate problemele și unele ireductibilitățile între cele două partide. Apropo de rotație, Andy Lăzescu, ideea asta să fie premier prin rotație, suspectați că i-ar conveni lui Florin Câțu, că ar fi cea mai bună idee să se înceapă rotația asta cu PSD-ul, că în felul ăsta nu se creează polii ăștia diferiți de putere în PNL și nu e el pus în offside? Da, aproape chiar conveni. Mă rog, e o soluție care e încercată acum în Israel, deocamdată a ținut, dar sigur e o soluție fragilă. În general e complicat să mergi așa, pentru că vorbeam de 7 ani,
dar sunt o mulțime de necunoscute. Noi intrăm și nu numai la nivelul nostru a României. Avem niște necunoscute la nivel geopolitic, avem necunoscute la nivelul economiei mondiale. Nu uitați-vă, avem o inflație de 6,2 în Statele Unite. Avem probleme majore în Europa pe energie, avem tensiuni la granița cu Belarus. Avem probleme pe gaz în relația cu Moscova, adică noi suntem într-o zonă și sigur, din punctul ăsta de vedere, cred că ce a spus domnul Dâncu e rațional, adică e clar că unele trebuie să facem o separație între discursul ăsta cu iz electoral, care trebuie să-l trimiți așa, pentru că fiecare partid trebuie să are un anumit tip de retorică și trebuie să transmit aceste semnale către electoratul său. Și între ceea ce se poate face în mod real. Evident, chestiunea, și într-adevăr, o spun și eu încă o dată, chestiunea asta că introdus taxarea progresivă, se schimbă cu totul, vă dați seama. Modul, inclusiv softul cu care funcționează companiile, ce face ANAF-ul. Deci lucrul ăsta e puțin. Povestea asta cu luxul, cred că e tot așa, mai degrabă electorală, pentru că nici n-am definit de unde. Ce înseamnă lux? Dar povestea cu secția specială, și îl întreb imediat și pe domnul Diaconescu, cum e povestea cu secția specială? Că am dat mai devreme declarațiile celor aici, doi. Aici părerea mea, eu știu că în general nu este o mare problemă pe agenda publică. Cred că se, într-un fel trebuie împăcată și capra și varza. Adică, dacă vă aduceți aminte, în trecuta coaliție, PNL și UDMR ajunseseră. Problema era ca dosarele să nu se întoarcă la DNA, deci să nu ajungem din nou în situația în care de multe ori apăreau acuzele astea de ingerință politică în felul în care erau gestionate dosarele, cu vreo 3.000 de dosare făcute magistraților și așa mai departe. Probabil că soluția, pentru că e și o presiune de la Bruxelles, o să văd ce spune și domnul Diaconescu, probabil soluția este totul să se renunțe la secția specială, dar să se în niciun caz să nu se întoarcă dosarele la DNA. Urmează să vedem către ce ne ducem. Doar că domnul Ciolacu zice să închidem MCV-ul, dar nu prin desființarea secției speciale. Iar domnul Câțu zice secția specială ținea de Liviu Dragnea și i-am zis la revedere lui Dragnea și eu am și desființat-o în guvern, zice Florin Câțu. Da, există o presiune. Vă răspund la întrebarea, dar chiar ar părea la prima vedere că mă refer la altceva. Da, există o presiune, pentru că este ștampilată România în ceea ce privește funcționarea statului de drept cu acest subiect. Că e drept, că nu e drept, sau fără nu mai contează. Publică. Nu mai contează. E adevărat că nu de aia suntem preși. Unde este pericolul? În acest moment, nici Polonia, nici Ungaria, datorită diverselor probleme în ceea ce privește independența justiției, statul de drept, drepturile și libertățile fundamentale, nu au PNRR. Datorită acestor probleme. Ori, în momentul în care nu găsești o soluție, nimeni nu o să-ți dea soluția. Nu. Dar nu găsești o soluție pe care să o agrezi de așa manieră încât, pe de-o parte, establishmentul sistemului judiciar, care e o castă, să o absorbă, să o tolereze, iar pe de altă parte, și societatea, dar și partenerii tăi, să fie în regulă mediu cu această soluție, înseamnă că nu înțelegi și amenințare plutește. Și amenințarea este legată de a primi sau nu a primi bani. Dar asta ce e? E un fel de șicană? Adică PSD-ul vine și spune, domnule, vreau toate lucrurile pe care tu nu le vrei. Și invers. Adică nu le vreau pe alea pe care le vrei tu. A fost o perioadă în care înființarea acestei secții speciale a fost interpretată și nimeni nu a reușit să demonteze această interpretare. Repet, că aici este problema. A fost interpretată ca fiind, de fapt, o instituție creată pe un interes politic chiar personal. Și acest tip de mesaj a adunat 100.000 de oameni în piață, iar Merkel dimineața la micul dejun vedea pe ziar, mă, ce-au România de stând stradă. Și îi spuneau, apără independența justiției. Și știrea din Noua Zeelandă până în Alaska a creat un anume spin. Acum, sigur, noi ne uităm la detalii. Nu, uitați-vă la tabloul mai mare. O dorești sau nu o dorești din punct de vedere tehnic, discută cu ei, există soluții din punct de vedere tehnic care ar fi agreabile, cred, și pentru societatea românească și pentru partenerii noștri, de care depindem în ceea ce privește finanțarea, că de aceea aleg de parteneri. Dar, sigur, nu sunt eu în măsură să dau idei din această. Da, e interesant semnalul, domnule Dâncu, că sunt niște declarații care plasează în opoziție cele două partide pe chestiuni sensibile, chit că sunt mai sus sau mai jos pe agenda noastră de preocupări acum în perioada asta complicată. Dar sunt niște simboluri cumva, sunt niște elemente de blazon, cum e taxarea, de pildă, pentru
cum e cota unică pentru PNL, cum e povestea cu desființarea secției speciale, și atacul PSD pare că se îndreaptă fix în elementele astea, de se scoate așa cât un element de pe blazon, unul câte unul. Acum, este vorba de faptul că mereu presa întreabă de aceste lucruri, care au existat înainte ca un fel de meme politice, în care mereu s-a vorbit numai despre astea și noi trebuie să răspundem la astea. Sunt multe lucruri care despre care ne întreabă presa și noi le-am depășit deja. De exemplu, ceea ce spunea și domnul Lăzescu legat de Sij sau Cristi Deaconescu. Nu Sijul este important, mai sunt vreo 4 procurori, dacă înțeleg eu acolo. Nu Sijul este important neapărat ca siglă, ci este funcțiunea pe care o îndeplinește. Și atunci se pot găsi soluții pentru asta, pentru că până la urmă toată societatea consideră că o presiune pe care putea fi făcută asupra justiției înainte prin mii sau sute de dosare, nu știu cum era, nu era una care să ducă la o independență a justiției. De acord, ce zice, de acord, numai că degrabă decât să păstrăm. E importantă, iertați-mă, și retorica pe care o folosiți, pentru că aici apare cumva că din cuvinte îngenunchezi partea cealaltă. Te-ai lăudat că o să faci asta? Ei, uite, nu o să o faci, pentru că e o condiție pe care eu o pun ca să intru în parteneriat cu tine. Te-ai lăudat cu cota unică? Uite că vin și îți provoc teoria asta și vreau să o desființez. Nu. În interior noi nu avem mari litigii aici în acest lucru, doar că nu am definitivat soluțiile. Și până la urmă vom anunța soluțiile împreună pe care le-am găsit, pentru ca să nu existe dezechilibre. Suntem într-un proces de negociere și văd de foarte multe ori lideri, mai ales din teritoriu, care nu participă acum la program, că vorbesc despre lucruri pe care le-am depășit de vreo 2-3 zile. Dar toate acestea le vom comunica într-un mod organizat și într-un mod strategic. Nu putem comunica haotic, fiecare să iasă și să spună, eu am câștigat această bătălie. Atunci se păstrează încă anumiți poli de opoziție care au rămas în și retorica și argumentația presei. Dar eu sunt optimist cu privire la depășirea tuturor acestor cluri, să spunem, acestor noduri gordiene pe care până la urmă să le tăiem. Domnule Lăzescu, discuția despre ministere în viziunea dumneavoastră, cât de importantă e, chit că o trec așa în plan secund părțile în momentul ăsta. Cine ce ia? Cu ce se împăunează? Sigur că sunt, bun, e o chestiune de semnal transmis către întregul activ a partidului. Sunt importante discuțiile pe portofolii. Cred că unele sunt cumva tranșate, de exemplu, un minister delicat cum e sănătatea, nu văd de ce PNL l-ar dori, nu l-a avut nici înainte, deci mi se pare normal că PSD are cu cine să umple această poziție mai bine decât în partea cealaltă. Probabil justiția va fi acceptată și către PSD. De acum, cred că sunt celelalte ministere unde se gestionează resurse. Și acolo nu-mi dau seama, dar nu cred că aici e problema cea mai complicată și încă o dată trebuie să facem separația între retorica asta, care vine alimentată, sigur, de niște lucruri care sunt în spațiu public, cu tot felul de voci și intervenții. Și atunci, care e fondul problemei, de fapt? Ce ar trebui să ne preocupe? Cred că chestiunea totuși delicată rămâne de rezolvat, chestiunea premierului. Cred că asta e o chestiune delicată. Probabil că principalul actor aici va fi președintele, dar e o chestiune care trebuie cumva acceptată. Adică PSD, mai ales că PNL, într-o situație grozavă. Are oameni plecați, i-a scăzut forța parlamentară, deci are poziții de negociere evident mai slabe. Și atunci, și din perspectiva, și liderii PSD, chiar dacă trebuie măcar cumva să transmită un semnal care să nu deranjeze foarte tare activul. Deci cred că asta e chestiunea aceea. Celelalte pe portofolii, inclusiv pe program, cred că lucrurile astea nu sunt chestiuni de ruptură, pentru că hai să ne ducem în partea cealaltă. PNL sigur că are o problemă. Nu există în acest moment, orice s-ar spune, toată povestea asta cu USR-ul, mai după ce PNL a pierdut acea facțiune Orban, era o discuție făcută de pomană, pentru că era extrem de vulnerabil PNL
la orice presiuni, chiar dacă trecea coaliția, era extrem de vulnerabil la presiuni din Parlament. Deci ei nu prea au ce să facă în momentul de față. Și sigur că au o poziție mai slabă la negocieri. Pe de altă parte, au și un avantaj, au faptul că președintele cumva, sigur, e în partea cealaltă. Deci astea ar fi cei, să zicem, cele două elemente esențiale în această. Domnule Dâncu, vă mențineți ideea ca cele trei partide să se ducă la Cotroceni cu o singură propunere de premier agreată? Că s-au spus foarte multe lucruri. Acum nu mai îmi dau seama dacă lucrul ăsta era unul serios sau era pe post de variantă sau cum a rămas până la urmă. Sigur că a rămas această variantă, dar noi am... e doar o variantă. De care n-am vorbit. N-am vorbit public până acum despre el. În împărțirea, inclusiv a ministerelor și ceea ce se mai împarte acolo, am stabilit că vom negocia până când vom găsi un optim așa încât nimeni să nu se simtă păcălit, pentru că atunci nu rezistă nimic. Chiar dacă noi avem un ascendent, să spunem, în ceea ce privește aritmetica parlamentară, și, cum, așa cum spunea Andy Lăzescu, ei au un avantaj, să zicem, pentru că cel care nominalizează este președintele și președintele nu este PSD-ist în niciun caz. Dar aceste lucruri se pot echilibra și noi vrem totuși să găsim un optim, să fim mulțumiți cu toții, pentru că altfel nu durează o asemenea coaliție. Și nu ne gândim la un efect de superioritate sau la o dură negociare, așa cum se spune, chiar dacă vom negocia poate încă câteva zile, dar în niciun caz nu vrem cineva să câștige absolut din aceasta. Domnule Diaconescu, vedeți, ducându-se la Cotroceni, cele trei partide, fiecare cu propunerea lui de premier sau măcar două din trei și președintele să decidă un eventual un al treilea. Adică se duce Câțu și zice eu, se duce PSD și zice, nu știu, Rafila sau Ciolacu. Și Iohannis zice, ba nu, o să fie Ciucă. În desemnarea premierului, președintele constituțional trebuie să fie ajutat de partidele care propun variante de premier, una sau mai multe. De ce? Pentru că el are o responsabilitate inclusiv constituțională. E o decizie 85, parcă așa se numește, care spune că desemnarea premierului trebuie făcută de președinte respectând loialitatea constituțională, adică respectând o majoritate. Acum, fie acceptăm că suntem o democrație funcțională, deci partidele generează acea majoritate implicit profesionalismul unei persoane desemnate ca premier, fie plasăm totul în răspunderea președintelui, practic dându-i competențe mult dincolo de filozofia Constituției. Deci, din această perspectivă... Pentru că varianta asta pe care spune domnul Dâncu că e doar o variantă, domnul Câțu, de-aia am întrebat, că e bine pe domnul Câțu să-l verifici des, apropo de ce spune și cu părțile cu care discută, pentru că spunea la un moment dat că cele trei partide se vor duce cu o singură propunere agreată la Cotroceni. Uite că nu e atât de sigur, de fapt, lucrul acesta ăsta. Acesta ar fi, într-adevăr, semnalul că acel premier cu un program de guvernare este însoțit de majoritate și atunci credibilitatea desemnării ar fi una mult mai serioasă. Da. Deci Partidul Național Liberal, care l-are pe președinte la Cotroceni, în acest fel l-ar ajuta. Ce eforturi și ce compromisuri presupun un astfel de demers, aici ține de politic. Și apropo de verificat ce spune domnul Câțu, lămuriți-ne chestiunea așa zisei fuziuni cu PMP a liberalilor, care înțeleg că până la urmă nu e o realitate. Ultima persoană din străinătate care se interesează de dreapta și de solidaritatea de dreapta cu care am discutat este Donald Tusk, președintele PP. Deci vreau să vă spun că eu cel puțin mi s-a făcut onoarea inclusiv de președintele PSD, de președintele AUR, să discutăm foarte multe lucruri în legătură cu România și cu ce se întâmplă. Am discutat serios în egală măsură cu domnul Câțu și cu colegii domniei sale diverse aspecte. Fuziunea este cu totul altceva. Fuziunea înseamnă, în primul rând, un acord al structurilor statutare din partidul respectiv. În al doilea rând, o negociere pe un protocol de fuziune cu un alt partid. Și în al treilea rând, evident, a se conveni niște aspecte comune care, pe urmă, vor fi implementate de partidul care rezultă prin fuziune. Nimic din toate acestea nu s-a întâmplat până în acest moment, deci subiectul nu există. Bun, și atunci ce există, de fapt? O eventuală colaborare pe anumite proiecte sau o formă de susținere? Vom decide în perioada următoare. E foarte bine și vom reacționa la semnalul dat de Partidul Național Liberal în legătură cu a purta discuții privind o colaborare, să vedem în ce formă, în niciun caz în ceea ce privește aspectele de organizare, repet, nu am mandat, nimeni pe persoană fizică nu poate să susțină o astfel de chestie. Andy Lăzescu, să mai vorbim de un lucru care
iată, se întâmplă o altă pierdere într-un fel a PNL, dincolo de fuziunea care, iată, nu există. Excluderea lui Ludovic Orban astăzi, cât de mare e drama și ruptura pentru PNL? Pe moment e importantă, pentru că nu e numai Ludovic Orban, am văzut că și Ionel Dancă și-a dat demisia, probabil vor urma și alții. Nu mi-e clar dacă chiar toți se vor duce în afara partidului, pentru că e totuși o aventură. Un partid, sigur că ca discurs așa apare tentanță. Deci, dom'le, noi adevărat acum, după mezalianța asta, noi vom fi adevărații reprezentanța liberalismului, dar asta nu e o identitate, e o identitate destul de slabă. Problema pe care o au și cred că aici o au și PNL și PSD, mai degrabă e în afara acestei foarte posibile alianțe. E un aur care, mă uitam acum pe Facebook, știți că George Simion are, mă uitam, are 1 milion de urmăritori. Are, mă uitam, cum face câte o declarație, imediat apar mii, zeci de mii de share-uri. Deci cred că aur va fi și aici, din punctul ăsta de vedere, că tot e și domnul Cristian Diaconescu aici, eu cred că nu-mi dau seama în ce măsură poate manevra aici. Ar fi nevoie de o forță conservatoare în România moderată, adică nu ceva gen aur. De ce spun asta? Pentru că acum, sigur, suntem dominați de chestiuni care sunt de natură economică. Avem criza, energia, pandemia pe partea de sănătate. Dar la ora lor crește ceva. Da, dar vor deveni tot mai importante niște clash-uri, niște tensiuni pe linia cealaltă. Și vedeți și Polonia și Ungaria, dar nu numai asta. Ne uităm și în alte țări din Uniunea Europeană. Apar problemele astea de ideologie, asaltul ăsta progresist, pe partea cealaltă, vedeți, educația sexuală și toate lucrurile astea. Adică vor apărea chestiuni de genul ăsta și dacă este lăsat doar aur să capitalizeze pe această zonă de nemulțumiri, pentru că lucrurile sunt mai complicate. Gândiți-vă inclusiv într-o zonă și mai delicată. Impactul Green Deal-ului pe energie, pe prețuri, pe lucrurile care se discută în România pe această zonă și nu numai în România. Au speriat la Bruxelles și cei de acolo, apropo de impactul în zona asta. Și termin imediat, dar ce vreau să spun este că toată această zonă, după mine, e riscant să fie lăsată doar pe seama aur și cred că ar fi o decizie neînțeleaptă dacă... Mă tem că ar fi pentru PMP, ar fi o variantă pe care se poate duce. Scurtă concluzie, Cristian Diaconescu, cât de pezabil sau cât de mare e pericolul aur și cum poate fi combătut? Pericolul extremismului e o problemă foarte serioasă peste tot în Europa. Dacă se pot nuanța anumite abordări, chiar rămânând consecvenți ideologiei, este cea mai bună soluție. S-a reușit cât de cât, de exemplu, în Ungaria, așa ceva. S-a reușit. Dar, repet, aici este o chestiune care ține de înțelepciune și de privitul spre bazinul electoral al fiecăruia, unele dintre aceste zone fiind crescute, artificial și uneori când îți scapă din mână un anume tip de atitudine, s-ar putea să recuperezi greu. Mulțumesc foarte mult, domnilor, mulțumesc. Ne întoarcem în câteva clipe la actualitatea. Rămâneți cu noi. 40% din populația nevaccinată a României poate fi convinsă să se vaccineze prin eforturi rezonabile. Ce înseamnă asta? Înseamnă acțiuni suplimentare, administrative, logistice și de comunicare prin care ar putea fi convinse să se vaccineze și alte categorii mai sceptice de populație nevaccinată, cu excepția unui segment radical antivaccinist de aproape 20-25% din populația nevaccinată. Restul de 3/4 dintre românii care nu s-au vaccinat nu au o atitudine fundamental ostilă față de vaccinare. Sunt concluziile unui studiu INSCOP realizat pe 2830 de persoane, reprezentativ persoane peste 18 ani, o eroare de 1,84%. O discuție care intervine în plină polemică legată de introducerea certificatului verde. Doctorul Gindrovel Dumitra, Societatea Națională de Medicină a Familiei, bună seara! Bună seara! Cum vedeți datele astea și ce înseamnă eforturile astea rezonabile care s-ar putea face pentru a convinge 3/4 din cei nevaccinați să se vaccineze totuși? Sigur că
focusul și al discuției, dar și al eforturilor trebuie să fie acest grup populațional, adică cei pe care noi îi numim ezitanți la vaccinare. Fenomenul de ezitare la vaccinare îmbracă mai multe forme. Una dintre ele se referă practic la, să zicem, noi spunem complacency. Pur și simplu sunt acei oameni care nu consideră o prioritate a se vaccina, dar înțeleg necesitatea vaccinării. Practic, ei nu vin la cabinetele noastre sau centre de vaccinare pentru că au alte priorități. Nu sunt stimulați nici măcar de contextul epidemiologic și de riscurile care sunt cât se poate de evidente în ceea ce privește îmbolnăvirea și nici de chemarea noastră pe care o facem, da, de obicei. Aici zice că e o prioritate să-ți salvezi viața sau să nu faci o formă foarte complicată, dat fiind că s-a demonstrat că vaccinul te ajută să nu faci formă complicată. Aceasta este și opinia dumneavoastră, dar și opinia mea și a majorității oamenilor responsabili. Vă întrebam pentru că 80% din nevaccinați spun că nu au destule informații despre ce conține vaccinul, nu că nu s-ar vaccina fundamental, că nu e o prioritate, ci că nu știu ce conține. Sigur că asta face ca lucrurile să treacă mai jos pe listă. Așa este. Practic, eu cred că mai mult de 70% pot afirma că nu știu ce conține vaccinul, având în vedere că trebuie cunoștințe medicale ca să înțelege exact. Da. Care este conținutul vaccinului. Însă, așa, aceasta este o modalitate prin care, la un moment dat, persoana respectivă justifică, într-un fel sau altul, inacțiunea. Există mai multe zone în care se plasează acești pacienți. Sunt anumiți pacienți care se află, zicem noi, în zona de precontemplare. Sunt acei 20-25% despre care vorbeați dumneavoastră, care în niciun caz nu acceptă să se prezinte la vaccinare. După care urmează o zonă de contemplare în care se gândesc să se vaccineze, o altă zonă de decizie și, în final, zona de acțiune. Ei bine, practic ne aflăm cu foarte multe persoane în zona de decizie, dar care trebuie, într-un fel sau altul, trimis și în zona de acțiune. Această trimitere în zona de acțiune poate să se facă prin mai multe instrumente. Unul dintre instrumente este acela de a conștientiza riscul. Iar în această perioadă, mulți dintre cei care s-au aflat aici în zona de decizie, dar nu au acționat, au făcut deja pașii. Deja, după cum vedeți și rezultatele acestui sondaj, dar și rezultatele oficiale, ne apropiem de aproape 45-47% din populația României care deja s-a vaccinat. Practic, într-o lună am trecut de la 30 la 45, adică 15%. Este un câștig cât se poate de important. Credeți totuși că puteau fi mai mulți vaccinați, cum s-a întâmplat atunci când au început discuțiile despre introducerea certificatului verde, dacă se introducea totuși și nu se mai tărăgânează mult povestea asta cu certificatul verde? Sunt convins, pentru că derularea unor nevoi zilnice, precum mersul la cumpărături sau la aprovizionarea pentru desfășurarea activităților, de exemplu cei care lucrează în construcții, poate să determine la un moment dat să treacă din zona de decizie în zona de acțiune și astfel încât să meargă să se vaccineze. Pur și simplu, da, certificatul verde în acest moment poate să joace un rol foarte cât important. Cât ne costă, domnule doctor, amânarea asta? Pentru că astăzi premierul a dat ordin să se oprească discuțiile pe subiectul ăsta, pentru că nu-i de acord ca testarea să fie gratuită, deci pe banii celor vaccinați. Ăsta pare doar un pretext pentru a nu duce discuția asta mai departe. 300, 400, 600 de decese în fiecare zi. Acesta este costul care este cât se poate de evident și cuantificabil. Da. Iar ca lucrurile să meargă înainte, ce soluție ați vedea? Totuși, dacă nici măcar ideea asta să fie testați gratuit oamenii și la stat și la privat nu pare să-i mulțumească pe politicieni. Din punctul meu de vedere, cel mai important lucru este să venim cu picioare pe pământ, să înțelegem că medicina nu este politică. Sigur că e foarte ușor să spunem la un moment dat că vorbim de dictatură medicală, dar, din păcate, medicina are anumite fațete care sunt cât se poate de clare și doar printr-un joc politic putem să întoarcem albul, să facem negru și invers. Ei bine, este cazul, pentru că ne costă foarte mult, după cum am spus, numărul de vieți este cât se poate cuantificabil, este momentul în care să uităm de jocurile politice și să ne ocupăm în special de salvarea vieților românești. Fintovel Dumitru, mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Imediat special cu Nadia Ciurlin. Rămâneți cu noi.
doamnelor și domnilor, în această noapte temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 6 și plus 6 grade, iar cerul va fi mai mult senin. Spre dimineață, în regiunile joase, vor fi condiții să se formeze ceața, dar vântul va avea o prezență moderată. La fel cum se va întâmpla și mâine, vântul va fi destul de domol. Ca aspect, vremea va fi plăcută în regiunile intracarpatice, în zonele extracarpatice vor fi condiții de nivel de nord, de nivel jos, s-ar putea ca aici pe acolo să burnițeze, iar ceața să persiste în prima parte a intervalului. Temperaturile zilei de mâine vor fi cuprinse între 8 și 16 grade. În capitală se mai răcorește puțin față de astăzi, temperatura aerului va fi de 11 grade, vor fi și perioade cu cer noros, șansele pentru precipitații sunt însă destul de mici. Duminică, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 și 14 grade, în zonele intracarpatice cerul va fi mai mult senin, în rest vor fi înnorări și s-ar putea ca mai ales din partea a doua a intervalului să apară și ceva condiții de precipitații slabe, sub formă de ploaie sau burniță. De asemenea, ceața va mai fi persistentă în prima parte a intervalului în regiunile joase, iar vântul va avea ceva intensificări de această dată în regiunea Moldovei, dar și pe crestele montane. Acestea au fost informațiile. Weekend plăcut vă doresc!